Conform unor date furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, nu a fost stopat fenomenul bebelușilor părăsiți în maternitate. Singura veste bună este că, în comparație cu anul trecut, numărul micuților abandonați nu a mai crescut, ci este constant. În cazul copiilor părăsiți în spital și maternități, se încearcă în primul rând reintegrarea acestora în familia naturală, oferirea de suport mamei sau familiei, astfel încât să-și poată lua copilul acasă. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci copilul este plasat fie în familie alergită sau la rudă, fie într-o familie de plasament, la un asistent maternal profesionist sau într-un centru de plasament. În Dâmbovița, în acest an, 11 bebeluși au fost abandonați în spital. Au fost părăsiți în spitale din județ 11 copii. Pentru toți aceștia s-a stabilit măsura de plasament în regim de urgență la asistent maternal profesionist. Chiar și copii abandonați în spital, numărul lor este același față în raport cu anul. Conform legii, dacă un copil este părăsit în maternitate, unitatea medicală are obligația să sesizeze Direcția pentru Protecția Copilului și organele de poliție în termen de 24 de ore de la constatarea dispariției mamei. În termen de 5 zile se întocmește un proces verbal de constatare a părăsirii, semnat de reprezentantul de GSPC, reprezentantul poliției și al maternității, iar când starea copilașului permite externarea, Direcția pentru Protecția Copilului va stabili plasamentul acestuia în regim de urgență.